Direcția de Sănătate Publică anunță că la nivelul județului Iași 267 de persoane se află izolate la domiciliu după ce au călătorit în zonele de risc. Aceste persoane sunt evaluate zilnic de medicii de la DSP Iași. Mâine va ieși din carantină bărbatul care a venit din China, starea acestuia de sănătate fiind bună, fără simptomatologie specifică. Momentan nu există nicio persoană în carantină în spațiile special amenajate. Toate testele efectuate la persoane cu suspiciuni de infecție atât din județul Iași, cât și din cele limitrofe au ieșit negativ. Deocamdată Iașiul are pentru carantină 141 de paturi.